Tulsa mia! Dacă vrești părinți, iubii dumnezeiești, iubiți credincioși. Multe învățături vrednice luate în seamă cu plin de Sfânta Evanghelie de astăzi. Că ne arată că Iisus Hristos este Dumnezeu și om. Prin iubirea Lui nemărginită, smerenia cea desăvârșită, a încredințat-o pe femeia samarineancă, pe toți locuitorii din Samaria, făcându-i să creadă și să ia aminte că a venit vremea să se arate Mesia cel așteptat chiar și de ei, samarinenii. Să luăm aminte și noi și să deschidem adâncul sufletului nostru, să ne umplem de harul cel ceresc spre mântuirea sufletelor noastre. Era o zi de vară cu soare arzător pe pământul Iudeii și Domnul Iisus Hristos călătorea venind din Iudeia spre Nazaret, iar drumul acesta trecea prin Samaria. Obosit de călătorie, fiindcă mergea pe jos, se oprește la fântâna lui Iacob, stă singur, gânditor și parcă aștepta pe cineva. Ucenicii au mers în cetate să cumpere mâncare. Iisus, ca Dumnezeu adevărat, știa că la ora aceea trebuie să vină femeia samarineancă și să scoată apă de la fântână. Nu trece mult și iată că sosește. Parcă o vedem împodobită, gătită și se placă celor ce vor vedea venind la fântână. Iisus se opri la locul acesta tocmai ca să vâneze sufletul ei pierdut, tulburat. Găsește prilejul potrivit să pună lumină în sufletul acestei femei, care viețuia în mare întuneric de păcat. Femeia aceasta trăia în păcatul de desfrânări, fiindcă avusese 5 bărbați, nici al 6-lea cu care era acum nu era bărbatul ei. Ea se obișnuise să schimbe mereu bărbații până ajunsese la al 6-lea. Din această mocirlă a păcatului grăbădite, păcate, nimeni nu putea să o salveze, să o întoarcă decât Fiul lui Dumnezeu, care a coborât din cer. El, cunoscătorul inimilor, a descoperit păcatele grele, făcându-o să înțeleagă că El nu este om de rând, ci Mesia adevărat, pe care aștepta prorocii lor. La începutul vorbirii ei cu Domnul o vede cam distrată și cam încrezută în persoana ei, căci îi spune Domnului că nu are bărbat. Când privește cu atenție la Mântuitorul, rămâne încremenită de strălucirea feții sale. Apoi se miră, căci din cuvinte lui înțelese că el este din neam evreu și se mai miră că a trecut peste toate și a vorbit cu ea o femeie samarineancă și zice: cum tu, care ești iudeu, ceri apă vie, fiindcă din samarineancă? Iar Iisus îi răspunde: dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu, cine este Cel care îți cere apă, atunci tu l-ai fi rugat și El ți-ar fi dat apă vie. Doamne, zice ea, tu n-ai pus ce să scoți apă, iar fântâna este adâncă. Cum ai putea tu să ai apă vie? Nu cumva ești tu mai mult decât părintele nostru Iacob, care ne-a dat fântâna? Iisus i-a răspuns: cine va bea din apa aceasta, va înseta iarăși. Dar cine va bea din apa pe care o voi da, nu va mai înseta în veac. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface într-un izvor de apă vie în viață veșnică. Doamne, îi spuse femeia, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, să nu mai vin aici să scot. Du-te, îi spuse Iisus, și cheamă pe bărbatul tău. N-am bărbat, i-a răspuns femeia. Bine ai zis că n-am bărbat. Pe cine a avut
și acela pe care cinci ai avut și pe acela care ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Femeia, văzându-se descoperită că Iisus citește în sufletul ei, cel întinat, ca într-o carte deschisă, începe a-și mărturisi traiul ei greșit, păcatul, pe care l-a dus până atunci, apoi urcă pe scara rugăciunii către Dumnezeu și zice, Doamne, văd că Tu ești proroc. Cum este bine să se închine omul după datina evreilor în Ierusalim sau după obiceiul samarinenilor pe muntele Samaria? Domnul Hristos se răspunse femeie cu aceste cuvinte. Duh este Dumnezeu și cel ce se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Știu, îi spuse femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, ne va spune toate acestea. Eu sunt, îi zise Iisus, cel ce grăiesc cu tine. Atunci femeia auzind femeia aceste cuvinte, a fost pătrunsă de multă lumină, până în adâncul sufletului, apoi cuprinsă de un avânt puternic ca o săgeată scăpat dintr-un arc, a plecat spre sată uitând la fântână găleată cu care venise și lăsând acolo toată firea ei cea veche ticăloasă, lepădând toată ființa ei murdară și plină de păcat. Nu mai vedea nimic înaintea ochilor, alergă în goană mare să vestească lumii din satul ei pe Iisus Mesia. Iată, în mijlocul satului, făcând chemare tuturor, zicând, veniți, haideți repede la fântâna strămoșului iată, să vedeți că acela despre care ne vorbesc profeții. Oamenii începură să facă ochii mari privindu-se între ei și zicând, niciodată femeia aceasta n-a vorbit despre așa ceva, iată ce lumină îi joacă pe chipul ei. Și este glasul de convingător. Au început a se strânge în jurul ei, iar femeia a început a le propovădui, a le spune toată convorbirea ei cu Iisus la fântâna lui ea. Tot poporul a crezut și a pornit cu ea în frunte spre fântâna lui Iacov. Acolo și-au predat cu toții sufletele în mâna Mântuitorului și și-au alinat toate setea sufletească prin apa cea vie, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Religia noastră, iubiți credincioși, creștină-ortodoxă, nu este înțeleasă și frumusețea ei dumnezească nu este apreciată de unii puțini credincioși. Puterea ei e neștiută, e nevoie de lucru, de chemare sfântă, e nevoie de lumea, ca lumea să vină să vadă la fântâna lui Iacov, să vină să pună veștul ca Toma, să se convingă și să cunoască adevărul religiei noastre. E bine să pornim cu toții la lucru femeii samarinenice, să începem să-i trezim pe cei din jur, din amorțeală și nepăsare pentru apa vie, care nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu. Treziți-i pe membrii familiei dumneavoastră, treziți-i pe prieteni, pe cunoscuții dumneavoastră, vorbiți-i despre dragostea lui Hristos. Aduceți-i aici, în fața Sfântului Altar. Luminați pe cei neștiutori. Încurajați pe cei jovăielnici. Luați-i pe drumul binelui și al credinței, cât doreros lucru este să vezi și să auzi numele lui Dumnezeu pulit, al Maicii lui Dumnezeu, al Sfinților. Sfintele taine sunt luate în bătaie de joc și pretutinde învuritorii deschid gura lor spurcată cu multă răutate împotriva lui Dumnezeu și a Sfinților. Căutați să apărați dreapta credință mamă ortodoxă, când este atacată de toți cei necredincioși. Aveți îndrăzneala și vorbiți cu convingere că numai așa veți împlini datoria de creștini adevărați, propovăduind Cuvântul lui Dumnezeu la cine știutori, cei care prigonesc biserica.
Următori ai dreptei credințe și vă veți asemăna cu samarineanca din Sfânta Evanghelie de astăzi, care a strigat poporului din cetatei, veniți și vedeți, l-am aflat pe Mesia. Sfinții proroci ne spun că în zile din urmă Dumnezeu va lua harul său și se va rări învățătorii adevărați duhovnici iscusiți. Iar jertfa cea necurmată în Sfânta Liturghie va înceta aproape de toți. Ne ferească milostivul Dumnezeu de așa ceva. Să ne trezim dacă vrem să ne mântuim. Să limităm pe Hristos, pe urmașii Lui. Să nu fim cu două fețe. Una întoarsă spre Dumnezeu și cu alta spre diavolul, căci un singur suflet avem. Și dacă nu îngrijim de El, l-am pierdut pentru totdeauna. Să fim atenți cu sufletul nostru, să nu pățim și noi cum a pățit o femeie care și-a uitat copilul în leagăn când îl lase casa foc. S-a grăbit sărmana mai întâi să scoate bani, hainele, dar copilașul a fost uitat, adormit în leagăn. Când și-a adus aminte, a fost prea târziu, căci copilul a ars cu tocul de cu tot. Întocmai așa fac mulți creștini cu sufletul lor. Aleargă în sus, în jos, n-au timp sărbătoarea, duminica, se străduie să strângă bani, să-și umple șifonerile cu haine, să mănânce, să bea bine și ca să chefuiască, dar vetul suflet, copilul acesta din noi, e uitat, lăsat în focul păcatelor și al peirii veșnici. Veniți la Dumnezeu! Veniți că am aflat pe Mesia! Veniți la fântâna lui Iacob ca să luați apă vie, să luați darul harului ceresc, că numai nici aici în biserică se revarsă din mâna lui Dumnezeu. Chemați-L pe Dumnezeu în casa dumneavoastră, pe Mântuitorul Hristos, rugați-L, așa cum a rugat samarinenii, să rămână la ei, iar Iisus, plin de milă, a rămas în cetatea lor două zile, spune Sfânta Evanghelie, acolo i-a învățat, i-a mirit, i-a tămăduit, i-a săturat pe toți de cuvântul adevărului, cuvântului Dumnezeu. Să nu ne înșelăm gândindu-ne că Dumnezeu ne iartă fără să ne întoarcem la El, fără să ne lăsăm de păcate, fără a ne îndrepta. Fiindcă Dumnezeu e bun, dar e și drept. De aceea a rânduit o zi de judecată pentru toată lumea, iar chinurile iadului de a rândui pentru cei care ascultă de diavol. Trebuie să ne lăsăm de Satana, de lucrurile lui Satan, așa cum am făcut prin nașii noștri de la botez, că și numai atunci ne va da Dumnezeu darul, harul Său Mântuitor. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu puterilor, al minerea îndurărilor, trimite harul Tău în noi, ca să ne lumineze mintea, să ne trezească ființa, să ne întărească voința, să ne sfințească viața, Duhul Tău să se coboare în noi, că să nu fim neputincioși și să slujim materii. Dă-ne, Doamne, harul Tău pe care îl dați Sfinților Tăi, căci fără El nimeni nu s-a mântuit. Fără de Tine, Iisuse, nu putem face nimic. Apără-ne, mântuiește-ne, miluiește-ne și ne păzește pe noi. Dumnezeule, cu harul Tău, în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat!